În urma unui apel la 112 în jurul orei 16:15, pompierii din Roman, județul Neamț, au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un adăpost pentru animale din comuna Ion Creangă. Pentru localizarea și lichidarea incendiului au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Roman cu două auto speciale de stingere. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului și într-o încăpere a adăpostului pentru animale, cu posibilitatea propagării acestuia la locuință. După stingerea incendiului, pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a incendiului ca fiind fumatul în locuri nepermise. Au ars aproximativ 50 metri pătrați din acoperișul clădirii, o tonă de plante furajiere, 300 kg de grâu și 200 kg de lemne de foc. Din fericire, nu au fost victime. O altă solicitare pentru pompierii din Roma, județul Neamț, a venit prin apel la 112 în jurul orei 16:20, când au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un imobil dezafectat situat pe strada C.A. Rosetti din municipiul Roman. Pompierii din cadrul detașamentului Roman s-au deplasat la locul solicitării cu o auto specială pentru stingere. Incendiul se manifesta în două încăperi ale unui imobil dezafectat, existând posibilitatea propagării la alte încăperi și la acoperișul clădirii. Incendiul a fost localizat și lichidat. Au ars deșeuri de materiale textile și lemn depozitate de persoane fără adăpost care locuiau temporar în acea clădire. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată. Din fericire, nu au fost victime.